și acum mă fac să dau din casă, fix ceea ce nu voiam să afle niciodată. Și unde, frate? Pe YouTube, să afle toată lumea. Bravo, Florine! Putem găsi boschetar pe care îi putem ajuta. Slash pay him. Îi dăm o sumă de bani și am ajutat un boschetar. Am făcut o faptă bună. Nu, și chiar așa zice, boschetar, așa se exprimă jocul. Salutare, dragii mei prieteni! Înainte de a începe episodul principal, vreau să vă prezint astăzi serverul rpgraisen.ro într-o prezentare ceva mai amplă. Astfel, am aici o listă în fața mea cu tot ceea ce trebuie să vă arăt și ar trebui să vă intereseze. O listă care este destul de lunguță, așa că o să încerc să fiu cât se poate cuprinzător, restul rămânând să le descoperiți și voi. De data ce intrăm pe server, putem folosi comanda slash info, avem comanda slash get buletin pentru a putea să ne luăm un buletin. Swift Brother level Swift Brother HD level 5. Dacă dăm noi aici un get buletin, acum e un act de identitate. Avem pe buletin aici pe server slash buletin Swift Brother HD și, dar nu cred că pot să văd buletinul meu. Buletin, ok, bun. Aici pe server de moment ce am intrat, dăm slash bonus și primul bonus. Eu l-am luat deja, de fapt nu l-am luat, dar am sub nivel, așa, nivel 1. Dacă dau slash bonus, primesc 2 KK, 15 puncte premium, toate licențele și nivel 2. Dacă dăm noi slash shop, putem vedea că aici avem foarte multe chestii pe shop. Un shop pe care cred că l-am mai văzut și în alte părți, însă avem aici și opțiunea de resetează misiunea și o să vedem imediat ce sunt acelea misiuni și ce facem cu misiunile. GPS, acestea sunt locații de pe server, cred că ne-am obișnuit, avem și un modpack nou pe server, dacă nu v-ați dat seama până acum. Și hai să vedem, serverul se va deschide pe data de 20 februarie. Aveți în descrierea acestui videoclip ce este necesar. Serverul este în căutare de staff, aplicații helper și aplicații leader pe panel, are și un server de Discord totodată și se caută staff specific încă, o specific treaba asta încă o dată. Serverul are următoarele sisteme și acum să vă țineți bine. Sistem de căsnicie, divorț, loterie, ruletă, păcănele, stage, neon, mission, place, quest, facțiuni noi precum Tow Company și Uber, ia să vedem. Tow Truck Company, are astea colorate, ceea ce îmi place, totodată și Uber, avem un mapping plăcut și de calitate, după cum spune fondatorul aici, sistem de crates, rainbow car, VIP car, pet, job boost, spin, tichete pentru mașini, sistemele rob la care poți participa alături de un prieten sau un singur jucător, deci nu un 4, business-uri noi, fish shop, restaurant, job tip curier, sistem buletin, după cum vi l-am arătat și mai devreme, pe care polițiștii vi-l pot solicita, avem și multe alte sisteme pe care o să le descoperiți voi, spune fondatorul. Aici. Hai să vedem acum puțin din sistemele pe care vi le-am enumerat anterior. Avem aici la biserică sistemul de propose, adică de căsătorie, pardon, nu propose, business, locații importante. Avem locații importante și avem și biserica la un moment dat, unde aici ne putem căsători în cazul în care avem cu cine să ne căsătorim. Avem aici și sistem de loterie, unde un admin, după cum spune aici, va da în fiecare oră slash start loto și va începe loteria, unde se pot câștiga, bineînțeles, foarte multe premii. Totodată și avem slash buy loto, de unde se poate cumpăra un număr la loto. Slash marry și slash divorce avem aici. Dacă dăm noi aici start loto, o loterie a fost început de Swift Brother HD. Pentru a-ți cumpăra un bilet loto, buy loto 1. Așa, și am cumpărat buy loto și cumpărăm aici câteva nume. Ai cumpărat deja un bilet la loto, deci opa, ne-a teleportat la loterie și loteria de aici. Aici loteria slash buy loto. Așa, și am cumpărat deja un bilet, am văzut, putem cumpăra biletul și fără să fim neapărat în loterie, dar aceasta este minunata loterie. Stop lotul, cred că este comanda, a fost, cred, ca să opresc, nu este nicio loterie începută. Dacă e adminul de stop lotul și primești bani în cazul în care câștigi, dar nu cred că am câștigat, sau am câștigat 5K, posibil să fie un câștig instant, dar am câștigat 5K. Ok, totodată avem aici un mapping, spune aici am decis să facem puțin mapping pe server și anume case create, insule pe care jucătorii le pot cumpăra. Ok, când la Ventura s-a fost făcut prim mapping, spawn civil custom, rainbow car, cred că știți și voi cum arată, VIP car, VIP car plus și premium car. Ok, aici spune că avem, putem să ne cumpărăm și mașini VIP de pe slash shop, avem aici Infernus și putem da cu slash V și aici să-l facem VIP vehicle, să-l facem VIP plus și cu toate aceste find vehicle info, 286 Goto Car 286. Dacă ne teleportăm la minatul Infernus, avem aici mașina, stai să-mi dau și licența de condus, avem acolo
stage neon, tot ceea ce ne interesează. Dacă dăm noi slash V, putem da upgrade to VIP vehicle, upgrade. Când avem VIP vehicle, automat primim numele nostru pe care îl putem pune pe mașină. Totodată avem slash V, dacă dăm noi VIP plus, avem VIP plus cu anumite beneficii și Rainbow Vehicle. Cu VIP plus ne putem teleporta vehiculul la noi de unde ar fi el pe această hartă. Avem sistem aici de pet, din câte văd eu aici, și am adăugat încă două animăluțe, broască testoasă și vaca se poate achiziționa din shop pet. Dacă dăm slash shop, normal shop, ne ducem aici și dăm pe pet. O să avem surpriza de a găsi și o misiune de coronavirus, start mission. De aceea început misiunea a fost transportat într-un alt virtual world, trebuie să o ajuți pe mama lui Carl, de aceea e grav rănită. Opa, ok, și avem aici o misiune, a terminat și a primit premiul special. Ok, și după ce am terminat misiunea care a fost foarte rapidă, posibil, ia să vedem, start mission, a făcut deja misiunea. Ok, deci de aici primim din start 1.5kk și 30 de puncte premiu, doar că am ajutat pe mama lui Carl. Ce rapid! Și am luat deja 1.5kk, cu care putem merge în dealership și ne putem cumpăra ce mașinuță vrem noi din dealership. Oricum chiar putem cumpăra o mașină destul de scumpă cu banii pe care avem din bonus și din acea misiune, care a fost surprinzător de ușoară. Avem aici totodată un sistem de clan spray. Dacă dăm noi slash clan zones, dacă suntem într-un clan, putem merge la atacuri respective și să dăm spray pentru clanul respectiv. Există sistem de clanuri ca și până acum pe Bizon, după cum bine știți. Se specifică aici faptul că în departamente este automatizat, gen în momentul în care dăm sub pe cineva, slash duty respawn set HP swift 0, spawn change, o să mă default spawn house spawn, nu, aici. Dacă dăm noi slash sub, dacă dau duty și după slash sub pe cineva, putem da exact pentru motivul pe care îl dorim și după aici ne scrie dacă e cu drept de predare sau fără, deci este un sistem automatizat cu slash raport cu tot ce este nevoie, sistem slash members, după cum putem vedea. Printre alte server beneficiați de sistem job boost, spin, vouchers, tichete, mașini care se pot câștiga din crates și gift box, adică din crates putem câștiga orice mașină de pe server, se specifică aici și HPV și absolut orice și se poate tichetul acela valida sub forma unei mașini, ceva gen cupon Rabla, numai că ții mașină cu el. Și hai să vedem pentru final cum arată crates-ul și gift box-ul. Am ajuns la crate-uri, așa arată crate-urile, slash buy crate. Dacă dăm aici putem cumpăra cu RS points sau cu premium points. Hai să cumpărăm cu premium points pentru că cu astea, pe astea le avem. RS points le putem câștiga din alte activități pe care noi le facem pe server. Dăm aici open și putem câștiga ceea ce vedem din acest epic crate și sper să câștig bani pentru că de bani avem cu toții nevoie. Jobul curier care se anunța a fi unul special, vă las pe voi să-l descoperiți. Sistemul de job fish la fel, vă las să-l descoperiți chiar voi. Avem aici pe slash jobs o sumedenie de joburi și vă recomand să încercați jobul de forklift, fisher și curier, adică ultimele 3 joburi care se anunță a fi cele mai interesante. Hai să trecem la episodul principal acum și să vedem, opa, ia uitați, uite pe final. V-am spus că pe server s-au adăugat în anumite locații, în special aici pe mare, anumite case care pot fi la fel cumpărate și dacă intrăm în ele sunt case special făcute, gen custom made. Cei drept asta are un interior mai ciudățel așa, fiind un interior un pic mai mic, dar locațiile spun totul, gen sunt locații speciale amplasate pe mapă, scriptate din mapping. Ok, hai să trecem la episodul principal acum și să vedem ce v-am pregătit pentru astăzi. Salutare dragi mei prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. N-avem pe RPG un pun bizon puro, dar de pe contul lui Florin. Florin care a mai fost alături de noi pe un episod anterior și care a născocit, cred că, cea mai bună idee de clip din ultimul timp. Căci eu nu mai am idei în cele 960 și ceva de episoade. Eu am rămas fără idei, frate, e de înțeles. Apropo, avem un mod pack nou, un mod pack cu reflexii, un mod pack foarte fain. Îl găsiți pe modul.ro la secțiunea mod pack-uri. În această seară vom face câteva comenzi și suntem alături de Florin, care a venit cu mirobolanta idee născocită, anume Swift, hai să filmăm un episod de Am-Nam, exact de ceea ce mi-era mie cel mai frică. Salut, Florin! Salut, Daniel! Daniel, aoleu, când mi se zice Daniel înseamnă că ceva nu e în regulă, am făcut ceva rău, în fine. Da, sunt pregătit, Florine. Dar cum ți-a venit ideea asta, că tare-s curios? Mă, nu știu, am văzut că e cam virală chestia asta și am zis că de ce nu?
Păi și de ce nu m-a dus pe mine capul la chestia asta? Habar n-am, aici nu pot să zic nimic. Da, capul ăsta e cam prost așa uneori. În fine. Hai Florine, deci sunt tare curios ce întrebări ai putut să ne scocești. Deci, este și 35, hai să zicem că până la și 50 tot avem timp să facem amnamuri din astea. O să începe cât se poate să fiu sincer, iar în momentul în care nu pot să răspund din, nu știu, din considerente evidente, o să încerc să evit răspuns, deși n-aș vrea să evit niciun răspuns. Hai să vedem, salut Florine, ia zi. Nu știu, hai să începe cu ceva mai ușor. Știu că tu ai o listă pregătită acum. Da, și așa. Încerc să le sortez așa, că nu le-am sortat dinainte și încerc să le sortez în funcție de dificultate, să o luăm așa treptat. Ok, hai să vedem. N-am făcut pipi în piscină. Nu, în piscină nu, n-am, în mare da, n-am în piscină. Se poate lua în considerare și mare, să zicem. Deci am, atunci, dacă e considerat și mare. Ok. N-am trimis poze cu mine în ipostaze provocatoare. Am. Ok, vreau de tare după clip. Dar stai, nu te gândi la nud. Stai, nu te gândi la nud. Dacă se consideră tricou... Provocatoare, nu știu. Dacă se consideră tricou, adică o poză care exprimă, nu știu, bărbăție sau... care ți arată corpul frumos lucrat la sală, aia nu consider că e ceva nud sau urât, știi? Dar da. Am ce întrebări bune. Ia zi. N-am înșelat. Nu, n-am. Trebuia să mă întreb dacă am fost înșelat, că atunci răspundeam cu mâna pe piept că am și n-am în același timp, gen, de câte știu eu n-am, dar mai știi? Zici. Da, adevărat. Da. Aoleu, ce vine? Stai așa că... Eu acum le citesc. Da, știu că le citești. Am nanchiule de la școală sau la facultate? Am. Da. Toți am făcut asta odată și odată. Era odată în clasă un coleg, scuze că te întrerup, că mai și povestim pe lângă. Era în clasă odată un coleg, n-a vrut să... Eu eram șeful clasei, dintre a 5-a până între a 12 am fost șeful clasei și în general și la liceu. Și șeful clasei de alarma, bă, băieții, plecăm! Hai frate, deși era un liceu de elită, dar aveam și din astea cu plecăm așa, în fine. Și ne rămasese un tocilar în clasă. Nu că aș avea ceva cu cine învață foarte mult, că și, și eu mă număr printre ei, dar era un tip care, bă, ăla nu pleca de la nicio oră, indiferent ce s-a întâmplat. Bă, nu pleca, rămânea ca singur prost în clasă. Și am luat ghiozdanul și hainele și le-am aruncat pe geam. Zic, ieși odată. Mă, crezi că am pățit și eu asta odată? E, cum să nu pățești, toată lumea pățești. Ia zi acum. Da, dar eu am fost în ipostaza la tocilar. Da? Aoleu, Florine, bine, hai zi mai departe că simt că ai ceva pregătit, bombă. N-am tras un pârș și am dat vina pe altcineva. Am. Da, toți facem asta oricum. N-am stat treaz mai mult de 48 de ori. N-am. Da? La naiba, n-am cum. Eu sunt un om care doarme mult. Da. N-am leșinat de la băutură. Nu, n-am, eu nu beau. Deci nu mai găsi, mai ai găsit persoana greșită. Da, știam că nu bei, dar am zis poate, nu știu bine. Așa. Stai, că nu știu cum să o formulez, că e ia. Altfel. Păi zi-o așa. Te-ai filmat vreodată în timp ce te dezbrăcai? Nu, n-am. Au urmă, dar ce întrebări sunt astea? Bune, îmi plac, dar bune. N-am aplicat violența în timpul unei partide de sex. N-am. Paolo, ce întrebări sunt astea? Na, întrebări, ce interesează lumea, nu știu. Da, ok, că nu că sunt ok, sunt provocatoare, în plan, nu sunt cuminți, sunt chiar curajoase întrebările astea, îmi place. Hai zi, Florine. Violența. Anna mințit ca să nu ies la o întâlnire cu niște prieteni.
Adică ai căutat scuze ca să nu ieși. Am. Am, n-am intrat în locuri în care accesul era interzis. Am, de prea multe ori. Eu când văd un semn cu accesul interzis e ca la Taur, eu sunt zodia Taur. Știți, când, știți cum face Taur când vede roșu? E, așa fac eu când văd semnul de acces interzis. Am, n-am înjurat în biserică. N-am. Nu, în biserică nu. Nicio formă. În curtea bisericii. N-am. A. Am zis că poate, poate. Bă, de ce mă sună clientul pe mine care e în spatele mașinii? What the... Ok, zi Florine că-mi plac întrebările. N-am participat la jocuri erotice. N-am. Mor, am dat o întrebare, dar n-o zic. Hai mă, zi-o, cu curaj. Nu. Zi-o, nu. Tăiem la montaj dacă e zi-o. Tăiem la montaj, nu, zi, tare, cu curaj. Bă, cu curaj. Nu contează, nu contează. Hai mă, Florine. N-am avut vreo operație. N-am. Nu, am avut doar o mână ruptă, v-am povestit și vouă pe un clip anterior și a trebuit să-mi o pună atras de ea până a intrat la loc acolo, dar nu, operație nu am avut. Cum? Atras de mână până a pus oase, până a aliniat oasele la loc, dar până s-au sudat ele. Dar nu am avut operație, gen cu tije sau altele, sau altă intervenție. N-am uitat o persoană și când v-ați găsit gen, ea te cunoștea, dar tu nu o mai cunoșteai. Am, puternic, am, oh. în prima zi de facultate, pe 6 octombrie. Ce faci, măi, Dănuț? Să-mi mor, dar știu cine era. În fine, continuă. Dar după ți-ai dat seama? A trebuit să mă gândesc un pic. Bă, asta era aia, dar parcă era... gata. Era o fată. Păi, la fâși zic că numai fete sunt prietene. Așa, ia, continuă. Mai multe întrebări, hai. Păi stai să le caut și eu, ca să... Na. Păi din lista pe care ai pregătit-o. N-am făcut striptease pentru cineva. N-am. Nu, adică dacă tricou... S-a lăsat liniște. Dacă s-a dat tricoul jos să le strip... Nu, n-am. Nu, că striptease e cu totul altceva, n-am. Da, se poate spune și așa. N-am, nu, n-am. N-a fost, nu, n-am. Am n-alt răspănas. Nu fumez, n-am fumat, n-am încercat da. Absolut nimic. Nu știu, am găsit o random și am zis să o zic și pe aia. Hai că-s bune astea, mai curajoase. N-am mâncat mâncare de câini. Am. Am. Bă, frate, mirați așa de bine. Băi, am, păi da, am. Până la urmă carne, până la urmă, am gustat și odată, na, cred că cu toți am avut curiozitatea să vedem ce mănâncă câinele nostru de așa de fericit. N-am făcut baie îmbrăcat. Am, că m-a aruncat verișoara mea în piscină. N-am fost implicat într-o bătaie vreodată, na. Bătaie, nu... N-am. Două palme. N-am. Nu, n-am. În general, chiar dacă am făcut karate încă de mic, v-am povestit și vouă, de la vârsta de 6 ani și încă fac karate în momentul de față, sensei ne-a învățat tot timpul că bătaia este ultima, dar ultima opțiune și că cel mai bine este să eviți și să te impui verbal dacă poți și prin alte, dar niciodată n-a fost cazul să-mi pun în practică ceea ce am învățat la cursul de karate, niciodată, sincer, și nici n-am luat bătaie, nici nu am dat bătaie. N-am mâncat de pe jos, știi, regula de 5 secunde. Am. N-am aruncat pe cineva în zăpadă, scrie aici dacă am făcut botezul colegilor în zăpadă. Am aruncat, da. Colegul cu motorul, Micnea, ha, ce ne băteam în zăpadă la liceu. Bă, Micnea, ia-ți mănușile, ieși afară. Mamă, și ne dădeam pumn și... în fine. N-am mâncat pe ascuns și am zis că nu eu am făcut-o. Știi tu ceva de perișoarele din supă?
Nu știu, mamă, ce ai eu de perișoare? Ce perișoare? Ai făcut ciorba cu perișoare? Habar n-am ce perișoare. Am naspă la vase. Am spălat vase, gen, sunt omul care spală vase după ce mănâncă. Cel puțin vasele mele le spăl absolut tot timpul. Dacă mai e să le spăl și dacă e să le spăl și pe, nu știu, pe ale părinților când mâncăm cu toții la masă, uneori, că zice mama, bă, lasă-le acolo că tu nu se le speli pe spate cum, sau în fine, dar pe ale mele spăl tot timpul. Am dormit fără lingerie. Odată eram mai mic și am avut o, cred că eram somnambul, că m-am trezit fără chilos pe mine când eram foarte mic, gen cred că vreo 5-6 ani, cam așa. Dar nu, n-am. Am dormit tot timpul. Nu genul care să doarme în maieu sau în astea care n-am mai se doarme, în care să mai doarme vara, maieu, pantaloni, bine, pantaloni scurți ca pantaloni scurți, în chilos sau altul, nu, nu-mi place. Poate să fie așa cozy când dormi, așa primii călduros, nu știu te aduc cozy de pe engleză, dar asta mi-a venit cozy. Am la mâncat pastă de dinți, dar am. Nu când te speli pe dinți așa din greșeală. Am una cu gust de căpșun când era mai mic, zic, uite ce bune. Era un pinguin pe pasta de dinți respectivă, țin minte și acum. N-am făcut farse la telefon. Am. Prea multe și era să intru și într-o belea odată cu chestia asta. Din clasa 7, no. Deci am. N-am un BFF gen, sau o BFF. Nu că acum aș spune ca mai multe, dar pot să supără alea care știu că sunt BFF. N-am mințit vreodată părinții. Mințit te referi la o chestie serioasă sau gen cine a dat jos, cine a spart paharul, n-am fost eu sau din astea? Sau te referi la o chestie serioasă cu asta? Mă, o chestie serioasă, ca altea, na, se pot ierta ușor. N-am. Sau n-am și am. Nu știu, adică n-am mințit niciodată, am încercat, tot timpul am spus adevărul și așa mai departe, dar cred că cu ce aș fi putut, nu, cu note, cu școala sau cu nu, n-am, nu sunt genul care să mintă, nu, n-am. Nu că oricum adevărul este la iveală. N-am promovat un server de SAMP, dar nu mi-a plăcut. Am, și regret treaba asta. N-am furat ceva dintr-o cameră de hotel. Am și acum. Băi. N-am mâncat ceva expirat. Dar de mult, nu două zile. N-am. Nu, țin las. În general sunt genul care să uită foarte mult pe etichete dacă e expirat sau nu, pentru că odată am avut neplăcerea de a mânca ceva stricat și credeți-mă că experiența pe care am avut-o n-aș dori să o mai mânc o dată. N-am zis, te iubesc chiar dacă n-am simțit asta. N-am. Niciodată n-am făcut treaba asta. Am zis să te iubesc, am spus să te refer unei fete sau unui membru al familiei? Prin iubire mă gândesc la fete, nu deci chiar. Deci față de sex opus te referi? Da. Nu? Nu, n-am. Am spus-o de două ori toată viața mea. Și aia a fost. Deci nu, n-am. Doar de două ori. Doar de două ori și n-am. N-am avut o relație cu cineva mai în vârstă. Dar nu un an. N-a fost relație. Deci n-am. Dar ce a fost? O aventură? Nu, nici am, că n-am făcut nimic prostii, gen. A fost, hai să zice, ieșire romantică și am. Aoleu, dau, băi, Florine, mă faci acum să dau din casă, băi, tot ce nu voiam să dau niciodată din casă și... Și acum mă fac să dau din casă, fix ceea ce nu voiam să afle niciodată. Și unde, frate? Pe YouTube, să afle toată lumea. Bravo, Florine. N-am judecat o persoană înainte de o cunoaște. Am, și îmi pare rău, pentru că n-am fost așa. Am. Ai spus vreodată ceva, dar știai că nu e așa, nu știu cum să-ți explic. Dacă am spus pe YouTube ceva ce știam că nu e așa? Nu, pe ser, pe sam, pe... Nu, e o întrebare prea vagă. N-am, în general am spus adevărul. Și pe YouTube nu se pune problema, că am spus adevărul tot timpul pe YouTube, n-am mințit vreodată. Suntem pe gata, suntem pe final cu întrebările pentru ziua de astăzi, așa ceva șocuri de final. Să mă nenorocești.
ți-ai sau nu ți-ai bătut joc de un lider înainte să-i dai funcție? N-am. A, dacă mi-am bătut, dacă l-am păcălit sau dacă gen i-am spus că n-am luat interviu sau din astea? Șicane din astea? Da, am. Am de vreo 2 ori, 3 ori. Da, știu că ai mai spus într-un clip. Da, am. A fost, pot spune că au fost niște întrebări foarte bune, nu că bune, chiar foarte bune. Mi-a plăcut foarte mult, am făcut și raportul în facțiune acum, zi mersi. Mulțumesc. Și chiar mi-a plăcut foarte mult. Hai să spun și eu câteva întrebări, rapid așa. Am, n-am încercat să profit de pe urma cuiva? Da, am. Bun. Am, n-am avut o relație cu o persoană mai mică ca mine cu cel puțin 3 ani? Am. Oh, în fine. Am, n-am furat bani din casă? Nu, n-am. Am, n-am lovit mașina? N-am. Asta vreau să te pușă ție, dar am zis nu, că... Nu, n-am. Am, n-am încercat să fac afaceri necurate pentru a obține bani, gen prin cartier cu băieți, ceva genul ăsta. Ba, nu, n-am. Am, n-am lovit un prieten bun. Dar nu în glumă, gen bătaie. Da. Bă, da, încă mă cer mereu cu prietenii mei, mai ales la fotbal când jucăm. Și na, mi-ai dat câteodată cu mingea în față din greșeală să ne enervează, da, da, da. La trânte. Am, n-am dat like fiecare videoclip de pe Swifty Gaming, bro. N-am. Bine, adevărul că sunt și prea multe. Acestea au fost întrebările de azi, vom reveni și cu partea a doua a seriei de Am, N-am cu Florin și cu alții dintre voi. Dacă doriți și voi să-mi puneți întrebări, Am, N-am, puteți scrie pe Facebook sau pe Instagram și probabil veți avea chiar voi ocazia de a veni să-mi puneți întrebări. Am, N-am, e o serie foarte interesantă, mulțumim Florin pentru toate creditele. Florin va fi cu noi aici pe fiecare episod de Am, N-am dacă va avea și el timp și ne vom sincroniza cu filmatul. Mersi Florine pentru această mirobolantă idee, m-ai salvat din faliment cu canalul. Dacă vă spune așa. N-ai pentru ce, n-ai pentru ce. Și până data viitoare. Stay close, bye.